Polonezii iubesc România. O demonstrează cea de-a treia zi a târgului de turism de la Varșovia. Unii vizitatori ai descului Mamaia Constanța Black Sea Coast și-au adus aminte cu nostalgie de luna de miere, pe care au petrecut-o în urmă cu peste 20, chiar 30 de ani în stațiunea Mamaia. Bucuroși să regăsească destinația Mamaia în rândul expozanților, multe cupluri și-au promis că vor reveni la Marea Neagră, mai ales că își doresc să revadă simbolul Constanței, cazinoul, care anul viitor se va redeschide publicului. Se arată într-un comunicat de presă trimis de reprezentanții OMD Mamaia Constanța. Delegația OMD Mamaia Constanța a avut în ultima zi a evenimentului mai multe întâlniri cu turoperatorii străini din Egipt și Franța, dar și cu jurnaliști, reprezentanți ai mai multor publicații de turism din Polonia, dornici să promoveze și să cunoască destinația Mamaia Constanța. Produsul nostru principal, soarele, plaja, distracția din stațiunea Mamaia, cât și istoria orașului Constanța. Așadar, vom vedea aceste rezultate în sezonul estival viitor. Încet, încet, pe următorii ani, s-ar putea, și eu cred cu putere în acest lucru, vom avea turiști polonezi sau din țările Baltice sau turiști din Germania în destinația noastră turistică. Până în primăvara anului viitor, reprezentanții organizației de management al destinației Mamaia Constanța doresc să selecteze cei mai importanți turoperatori care au prezentat interes la târgurile de turism din Varșovia și Londra, alături de potențial partener media, care să viziteze orașul Constanța și stațiunea Mamaia într-un infotrip pentru a cunoaște cele mai importante atracții turistice și servicii pe care le oferă destinația noastră.